Mulțumim foarte mult, Raluca. Iar acum colega noastră, Hermina Hagianu, se află acasă la Stella Popescu. Hermina, ai legătura. Într-adevăr, sunt acasă la regretata artistă, aici unde acum mai puțin de 10 minute a ajuns poliția criminalistică pentru a elucida misterul, dacă putem spune așa, morții regretatei Stella Popescu. Din primele informații pe care le avem de la aceștia, se pare că artista s-ar fi împiedicat de un covoraș și se pare că acest lucru i-ar fi cauzat moartea. Din câte se pare, actrița a murit încă de miercuri, fiica ei adoptivă, îngrijorată că nu mai răspunde la telefon, a venit joi după amiază să vadă ce se întâmplă și a găsit-o prăbușită în casă, a sunat la 112, dar medicii care au venit la fața locului nu au putut să mai facă nimic. De asemenea și actorul Alexandru Arșinel, partenerul de scenă, de viață al doamnei Stella Popescu, a fost vizibil afectat și a spus că ultima oară au vorbit la telefon marți, pentru că miercuri deja când a contactat-o nu i-a mai răspuns la telefon. Imediat după trupul regretatei artiste a fost transportat la Institutul de Medicină Legală și s-au făcut acolo câteva lucruri pentru a afla exact cauza morții. Ultima dată Stella Popescu a urcat pe scenă acum 2 zile, la data de 21 noiembrie. Încă vă țin la curent, eu o să rămân acasă la regretata artistă, iar mai târziu voi reveni cu mai multe detalii. Mult, Hermin, așadar, poliția a ajuns acasă la Stella Popescu. De asemenea, s-a deschis dosar penal pentru moarte misterioasă, moarte suspectă în cazul decesului marii artiste Stella Popescu. Imediat o să vă spunem și ce s-a întâmplat în cele două ore în care oamenii legii au stat în